orei 9, un șofer irresponsabil care gonea cu 230 de km pe oră pe autostrada A1 între Lugo și Deva a fost oprit la timp de agenții durutieri înainte să producă un accident. Viteza maximă admisă pe autostradă este de 130 de km pe oră. Șoferul prins cu viteza amețitoare a fost lăsat fără permisul de conducere pentru 4 luni și a primit o amendă de 1305 lei.